Copreședintele PNL Vasile Blaga a declarat la Târgu Jiu că sediul CEO trebuie să rămână aici. Noi avem aici, am stat și cu colega mea, un punct de vedere foarte clar. Sediul complexului trebuie să rămână în Târgu Jiu. Și vă aduc aminte că la un moment dat se punea problema, era ministrul Radu Berceanu la economie, ca să mute sediul companiilor de gaz în București. Și atunci m-am opus. Aici sunt specialiștii, în Gorj sunt specialiștii și cei care lucrează în zona termo și în minerit. Până la urmă este adevărat că și-au bătut joc pe sediștii, că acum îi văd mari salvatori, că nu-și pune rușine. Blaga a mai adăugat că nu se va mai pune problema ca sediul social al companiei să fie mutat în capitală. El a subliniat că îi va transmite premierului Dacian Cioloș că sediul nu se va muta în București. Eu nu cred că se va ajunge aici. Eu cred că mesajele au fost extrem de clare pentru domnul ministru, cele transmise din Gorj, din Târgu Jiu, și cred, bazându-mă și pe o anumită experiență, ținând cont de faptul că au mai fost astfel de încercări, de adevărat, acum vreo 10 ani de zile, într-o altă zonă, cu gazul din Ardeal la București, lucrurile se vor lămuri. Asta nu înseamnă că nu trebuie regândit tot modul în care funcționează complexul, care a fost căpușat în permanență. În urmă cu 2 săptămâni, acționarii companiei au decis să amâne luarea unei decizii. În perioada următoare va fi efectuat un studiu de impact de către Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea pentru a afla consecințele mutării sediului companiei în București. Propunerea ca sediul CEO să fie dus în capitală a pus pe jar Gorjul. Am asistat la Târgu Jiu la 2 proteste de amploare, cu mii de gorjeni în piața prefecturii și la un protest extrem. Aproape 20 de persoane au intrat în greva foamei o săptămână, printre acestea angajați ai CEO, un lider de partid și un avocat.